Nu vrem să fim o povară pentru bugetul local, a spus Cătălin Grecu, directorul Societății de Transport în Comun din Slatina. Astfel, LocTrans reușește să facă bani atât din activitățile de transport, cât și din alte servicii. Închirierea spațiului de pe autobuze pentru publicitate sau închirierea stâlpilor fostei rețele de troleibuze sunt o sursă sigură de venit. Noi de la bugetul local nu primim decât banii pe care îi facturăm, adică îi muncim. În rest, nu, și misiunea mea aici la LocTrans este să nu fiu o piatră de moară pentru Consiliul Local și Primărie. Noi ne chivernisim banii, să spun așa, zic eu, în cel mai corect mod să putem să ne rezolvăm singuri situațiile astea. Pentru anul viitor, conducerea societății vrea să investească în amenajarea unei stații pentru inspecția tehnică periodică, atât pentru autobuze cât și pentru alte mașini mari. Dorința mea și provocarea mea este să fac o stație de ITP acolo, care să ne aducă venituri proprii și automat să ne verificăm, dacă vreți, singuri mașinile și economisim mulți bani. Presupune niște sume destul de consistente pentru echipamentele ce sunt necesare acolo. Eu cred că această stație de ITP o putem pune în operă în cursul anului viitor, în 2018. În perioada următoare, LocTrans va beneficia și de un atelier auto care va fi amenajat în noul sediu de la fostul liceu de construcții. În prezent, reparațiile la autobuze se fac în curtea bazinului de înot, în apropierea clădirii în care societatea de transport își are sediul. Mecanicii lucrează afară, indiferent că e caniculă, vânt sau ger.